Fraților, bună dimineața! Mergem la Corte Inglez. Mergem să luăm pe Volta. Volta este fratele mai mic al lui GoPro. Am descoperit că l-are la Corte Inglez aici, care e aproape de noi. Și așa că mergem într-o vizită scurtă. Ne-am trezit și noi acum o oră, că am fost oră de noapte și na. După oră de noapte trebuie să dormim. Ce de fost? Și clădirea asta abandonată, mă rog, abandonată nu e, e renovare de vreo câțiva ani de zile. Aici magazin de pescuit, Doamne ajută. Deci, cum am zis, am fost și noi tură de noapte. Na, nu prea ne plac turele de noapte, dar știți cum e vorba aia. Nu-ți plac turele de noapte, dar banii îți plac. Eu nu-mi dau seama cum, Doamne iartă-mă, le permite ăsta accesul cu mașinile pe aici. Ne. Sauna Spartacus. Ne, ce fain. Hâță. Ce mișto e. Mapa insulei Mallorca. Da. Asta nu știam. Foarte tare. Uite așa, te mai plimb, mai descoperi cât o podoabă dintre asta. Se vinde. Se vinde. Doamne ajută. Ce spuneam, nu prea îmi plac turele de noapte, dar n-avem ce face. De acolo e zbănuți. La urma urmei sunt doar două pe săptămână și aia este. Două ture pe săptămână merge. Mai am în seara asta și după aia sunt liber. E bine că am treabă până pe la 4-5. Nu, chiar n-am cum să dormitesc pe acolo. Că asta e cel mai greu. Să ne ai activitate. Am văzut cum să iau încăți. O să mă băgea. Kira Toys. Frăți. Rent a bike, magazin de biciclete, magazin de mobilă. Și aici, un nene care recondiționează mobilă. Face o grămadă de bani. Așa. Aici e second hand. Am fost o grămadă de chestii mișto, că nu mă oferesc de second hand. Unele dintre ele sunt chiar noi. Uite. 15 euro expatriat de la Zara. 18 euro Adidas. 9 euro, 7 euro. Apuci 9 euro. Unele dintre ele sunt chiar noi, chiar. Așa. Și am ieșit la Buratina aici, la frații noștri italieni. Magazin italienesc. Din când în când mai vin și pe aici. Probabil că o să filmez. Mai am poftă de burata sau de produse din Italia. Și aici este spatele supermarketului, unde mergem de obicei. Acolo sus este Mercadona, unde merge de obicei la cumpărături. Ceea ce m-a fascinat și mă fascinează întotdeauna la țara asta și la orașul ăsta, ca să spun așa, și la insula asta, este că indiferent ce
business ai avea, există clienți. Deci am văzut clienți, există un magazin pe care o să-l filmez pentru că în continuare mă fascinează, magazin de umbrele. Da? Deci un magazin întreg cu 1100 de feluri de umbrele. Ce să vezi? Aveau clienți. Chiar dacă aveau umbrele. Aveau clienți. Or să existe magazin de umbrele și să ai și clienți? Asta e wow. Supermercadul Veritas. Ieșim în bulevard. Și mi se pare că ieșind în bulevard, aici facem dreapta sau stânga, nu mai știu. Pentru cort inglesă. Să ne calce mașina. Deci indiferent ce afacere ai face, dacă este curată și dacă este îngrijită, așa cum sunt 99,5% din afaceri, ai clienți. Tu contează că ai bar, că ai patiserie, că ai închiria de biciclete, că vinzi aur, că vinzi ceasuri, că vinzi jucării, uite, Toy Store. Sunt clienți. Există clienți. Frizieri, există clienți. Ceva... avantajul în momentul în care stai în centru îl constituie faptul că ești aproape de toate chestii. Asta zic și eu. 5 minute, 10 minute când ies pe jos, am ajuns la cort inglez. Și cum am zis, mergem la cort inglez să-l cumpărăm pe Volta. Volta fiind fratele lui GoPro. Adică băiatul ăsta cu care vă filmez. Sătul de poze cu telefonul și de filmat cu telefonul, am zis să trec și la urmă pe mica. Și am trecut la urmă pe mica. Am luat GoPro 8 în care sunt extrem de mulțumit. Un fel de magazin Unire, dar foarte, foarte jmic. Foarte, foarte jmic. Sunt de bac. Așa. Septima plantă. Bucuria pe fundă. Planta numărul 7. Pe fără în geam. Etajul 7. Ca să putem să ne luăm pe Volta. Probabil că la un moment dat o să întrerup filmarea. Pentru că, sunt bodyguards și probabil că o să se ia din deși nu văd degea. Am zis în hangul, într-o doamnă, cu toată categoriile. O chestie care mă frapează foarte tare ca să vă dau seama de tipul de clienți, modul de vorbat în spaniolă, în catalană, în engleză, în germană și în rusă. Asta servește dovada ceea ce mi-a dat un prieten mai bun. Și am luat cu ceva. Clienții ruși erau prânz de copii, de la boț. Ce tare e asta. Cât de tare. Le aduc frigoriticul de la Coca-Cola. Cât de tare este. Nevera Coca-Cola retro. Nu spune cât costă. Încă siguranță pe ce costă.
Hogan, tot așa, haine, etc. Nu se reduce și se vede. Și probabil că aici o să ajungem în curând la electronice. Ceea ce nu și interesează. Exact. Electronicele sunt aici. Bun, mergem să ne căutăm pe Volta, să vedem dacă îl are. Și dacă îl are, ne-l cumpărăm. Și probabil că atâta timp cât o să-l plătesc, nu o să pot să filmez, dar revin cu filmare. Așa, să le găsim pe Volta. O să vedem. Și sunt ceasuri. Trecudes. Anto. Sângeți de protecție. Mm-hmm. 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 Yes. Oh, small.